Peche pe om. Eu? Vorba lui să-ți pasără în picioare. Când Luca Cernat. Ia zi, bă, dacă l-ai eu pe Cernat pe undeva, cred că zicea cum mă lăsa joie să fac. Dacă te prindeam, te lăsai repede de fotbal, cred că. Doamne Dumnezeule! Te lăsai repede! Bine că n-a spus, voi să zic. Bă, nu prindeai vreodată un an. Tu? Dar ajungea mingea vreodată la tine, de trei? Aoleu! Auzi, la mână, așa de bucă, nu? După tunel de acum și picioare. Mai așteptam să înceapă mingea. A, să mă ce... Auzi, atacul de la spate... Cum vii că eu nu l-am înțeles pe cam acasă niciodată. Tot îi spuneam în cadea, bă, care cum poți să stai să-ți dea atâtea la seama? Că avea și-o treabă. O, domnul, care e echipă? Ăsta trebuie. Tu? Băi, ești mai mare în poză, ori? Ești mai mare în poză. Erai săritură, cred. Erai săritură. Mai trebuie. Erai săritură. Contrastul e bun. Hai, mă, dă-o de aici. Roșu, palmat. Ce detent avem. Petre, nu te-a fost felicitări, mă, omule. E unde e? La mijloc. Da, și aduce Belu. Da, da, că l-ai șeptă. Păi dă-i joc pe băi. Da, mă, da, ce faci, mă, băi, de fără? Băi, băi, alo! Băi, uniforme! Ia uite, că am schimbă, că am Deci vii să-i dă-o de 4 luni. Hai, să-l iei! Dăbește televiziunea! Da, băi, bă, ce bună o să-i spală! Avansat, bă, să-i mă ajută! Băi, ăla aveți pe rotei și ajută! Bă, 4 stângași la mine! N-am niciodată! Așa, bă, 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 La pauză implicată. Hai, bă! Vrei? Florine? Ce s-a întâmplat și eu la portul? Nu mă ce poze acolo, nu mă ce Vă face o deosebită plăcere să prezint echipa fotbalistului care a câștigat pentru prima oară în istorie două cupe ale campionilor cu două echipe diferite. El se numește Miodrag Belodedic, a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua București și cu Steaua Roșie Bergă. A făcut glume
colegii acum la pauză? Asta nu prea sunt glume la 5-1. Da, iar de lui Specchiul ăsta, de lui Putăr Glume și lui Petre, l-a găsit alergarea. La baraj n-a alergat. Da, acum, uite, se uită la mine și după termină, acum râd de noi, da. Păi văd că s-au dus la cealaltă echipă, nu la Dinamo. Păi da, e Ando, asta e ce mâna lui Ando. I-am spus că n-am văzut de la început echipele mea de asta, zic, aoleu, e groasă. Mi-a spus domnul Zupu că singura indicație pe care a dat-o Rigor a fost că să șuteze la poartă, că fiecare șut o să fie gol, sigur. Păi a fost invers, că n-au prea fost șuturi. Au fost decât scăpați de la centru, singur 3 contra 1. N-au ținut cont de sfaturile lui, dacă mai țineau cont și de sfaturile lui Dănuț, era mai groasă. Da, pe hârtie arăta mai bine echipa dumneavoastră. Pe hârtie? Da. Marica, cu Marica. Da, diferență mare de vârstă. În partea cealaltă, revista Căpeanu, Costel, cum Costel, da, binișor, binișor, da, bine, bine. N-a prea avut el ce să apere, dar una peste alta bine. Ați zis când ai luat 5 goluri când erai fotbalist? 5 goluri? Am luat, da, mi-aduc aminte într-un Steaua Ucluj 88 pe Ghencea. 6, dar am luat nota 9 în ziare. Am mai spus vreo 15. Mi-aduc aminte de bună, da. Și când am debutat, dar n-am luat eu 5, aici cu Sportul. Da, 2 goluri am luat eu. Primul gol în Liga 1, fostul președinte Mircea Sandu, 4-0, și Tom Cristea, minutul 92, da. La poarta de acolo. Da. Frumos că vă mai vedeți așa, mai... Da, mai râdeți, mai glumiți. Da, frumos, frumos. Dăm repriza a treia, cred că o să fie puțin mai grea. Acolo cine face față? Păi, cred că după ce mă uit la fizicuri așa, cred că noi facem mai față mai repede. Ăștia mai subțirei. Cred că acolo îi băgăm sumasă, da, 100%. Joc în echipa lui Belo, e normal. Și Marius am văzut, păi ce joc, faceți? Vă dați seama, am făcut... faza defensivă cu Petre Marin, Ghionea și Goian, care au jucat o viață la Steaua. Și va ieși? Bineînțeles că n-a ieșit. Uite câte scoruri, 5-1. Păi și? Pentru noi e foarte important că avem 5 goluri în avans. Dinamo măcar gloriile să le mai păstreze, că încolo nu prea mai are nimic. Da, ce să spun, nu. Mă doare situația în care se află clubul acum. Din ce văd, cred că e din ce în ce mai greu pentru ei. E dramatică situația. Da, este dramatică pentru că sunt foarte mulți bani de adus, de unde îi vor aduce, nu știu, da? Tot apar datorii, apar datorii peste datorii. Se fac datorii, da, pentru că transferurile pe care le-au făcut nu au fost, stai puțin, tati, nu au fost cele pentru bugetul pe care Dinamo și-l putea permite. N-ai cum să aduci jucător să-l plătești cu 25-30 de mii de euro în România. Pe trebuie să-l plătească pe Borja Vai, pe René Roman, adică au de plătit din urmă. Din ce văd eu, situația nu este în regulă. Nu vreau să mă gândesc la alte lucruri foarte, foarte grele pentru club, pentru că mă doare. În ce sens că oamenii s-au chinuit, vine cineva? Deodată nu e nimeni. Și asta doare. Vedem cum vor începe campionatul. Dacă vor începe. Nu vreau să mai e dureros. Portaserul anunță că vine să preia clubul imediat. Portaserul... Să stai acolo mai bine de unde e și să ne lasem pace pe noi, bai, să ne facem de ale noastre, pentru că greșelile pe care le-a făcut au distrus un club. S-a ajutat pe Belu, acolo pe bancă, cu indicații? S-a fost secund sau principal? Cum v-ați împărțit lucrurile? Nu, secund. Nu, cu principal. Și pe loc ce indicații să-i mai dai lui Belu de mici? Fără două... cupe ale campionelor câștigate. Dar pe lui antrenor sau cine te plăurmă? Asta că sunteți no, cu indicațiile. Nu, indicațiile nu. Eu mă abțin. La teren când jucați, îi dătați indicații. Și indicații, și câte o jurătură, că mai făcea o floricică acolo, cum a făcut și astăzi, vreo două. Dar nu s-a întâmplat să fie. A mai pierdut-o și el, dar liniștit. Dar, în regulă, toți mai greșit. Dar eu eram 4-0, s-a schimbat ceva... 5-1. Portarul slab la sărțări. Nu, eu cred că atacați, spui. Portarul... Dar, în schimb, campionul a apărat excelent la noi în echipă. Campionul? Păi, n-aveam. Era mai tot timpul 2 contra 1 acolo. Dar atacuși pe mare. Mulți atacați acolo. Trică, Neagă, echipă bună. Ce-ați făcut aseară? După ora 18. Ce-a fost de aia? Nu știu ce-am făcut. Oricum era clar că după 2-0 în Ghencea
nu mai se punea problema în cine merge divizia B. Da, foarte bine, fericit. Speri, oricum, ăsta a luat în oameni de promovare. Se amână un pic agitația. Nu, dar problema e că acolo, trebuie. Sunt probleme destul de complicate de organizare. Și cred că e bine un an să stea în B și după aia să se organizeze foarte bine și după aia să încerc și promovare. Organizarea tot cu un Gigi Becali trebuie să o facă. Tot cineva care să dea bani mulți să ia 50% și mai sunt. Nu, totul Gigi Becali sunt. Bine, băiat! Fără Gigi Becali. Problema să-l găsească. Ha, cred că asta e cea mai mare problemă. Nu știu cum va fi omul. Dar să găsească pe cineva, pentru că nu prea am văzut în ultimii ani pe cineva să investească în fotbalul românesc. Atunci, atâta debatură, atâta energie pentru asta în Liga 2? Nu. Probabil că ei își doresc să ajungă în Liga 1. Dar în situația actuală n-ai cum cu ministerul în spate. Deci trebuie într-adevăr să fie 1, 2, eu știu câți oameni potriți financiar ca să facă un lot valoros care se poate să promoveze și după aia să se mențină în prima ligă. Da, va fi greu, va fi greu. Să promoveze unde? Atunci condiția ca echipa să promoveze și Liga 2 să nu se va merge în Liga 2. Nu, probabil că o să-i ajute cu sfatul, cum a făcut și până acum, dar nu cred că mai mult. Bogdan Stancu la FCSB, vă surprinde acest transfer? N-am auzit. Da, tu ai făcut. Da? 23 de ani. Nu mai mă surprinde. De ce m-ar surprinde? Mira lui Dinu Tudoran, care e aproape de un spațiu. Păi, dar n-are asta importanță. Mircea Lucescu i-a dat aceeași vârstă aproape cu Dumitrache și jucau împreună la Corvinul Mărătoana. Nu e asta problemă. Ideea să aibă rezultate. De fapt, un jucător cu experiență. Dacă l-a văzut pe Bogdan Stancu, probabil că era liber de contract și experiența poate să ajute la un moment dat. Dar eu cred că ideea care a avut Bogdanul Becali cu tineri pe tineri a fost bună. Adică n-a avut lotul necesar. Nici numeric, nici valoric. De aici am pornit. Foarte greu să anticipăm așa ceva, pentru că nu știm cine va fi atâta la CFR, nu știm ce lot va avea CFR-ul, ce lot va avea Craiova.